Atunci când vorbim de echipă, de felul în care încercăm să strângem lângă noi oamenii cu care ne potrivim, cred că vorbim despre unul dintre cele mai importante ingrediente ale succesului nostru. Pentru că oamenii cu care ne înconjurăm vor fi definitorii pentru felul în care vă veți dezvolta și voi. Și eu pot vorbi doar din propria mea experiență. Felul în care am recrutat și felul în care am ales să lucrez cu oamenii a fost întotdeauna bazat pe sinceritate. Uneori e foarte dificil să afișezi o transparență totală, dar ea este esențială, pentru că trebuie să te asiguri că oamenii cu care lucrezi sunt oameni cu care te potrivești. Că nu degeaba se spune, cine se aseamănă, se adună. E foarte important să adunăm în jurul nostru oameni cu care ne potrivim, cu care avem o chimie, cu care putem lucra și unde de cele mai multe ori părțile bune ale acestei relații primează și sunt mai multe decât părțile negative, pentru că, la fel ca la orice alt capitol, perfecțiune nu există. De-aia am optat să lucrez întotdeauna construind pe transparență și spunând din start care sunt așteptările. N-am promis mai mult decât puteam să ofer, din contră am încercat să domolesc un pic așteptările pe care ulterior, dacă a fost posibil, le-am depășit. Am fost extrem de explicit în felul în care am descris jobul pe care îl caut, adică descrierea trebuie să fie întotdeauna foarte clară. Omul care vine către voi trebuie să știe la ce se aștepte, pentru că în lipsa unei descrieri foarte clare poate să apară tot felul de frustrări sau de nemulțumire. Așa că fiți direct și foarte clar de la început. Nu vă ascundeți, nu dați după cireș, spuneți din start ce vreți. Nu puneți accent pe bani. Oamenii care vor veni lângă voi, mai ales la început de drum, pentru că le oferiți un avantaj financiar, nu sunt tot timpul cei pe care veți putea construi mai târziu. Încercați să-i găsiți pe aceia căror implicare este una care e similară cu a voastră. Oameni care găsesc pasiune în ceea ce fac, care sunt buni la ceea ce fac, care găsesc o plăcere apropiată de plăcerea pe care o găsiți voi. Nu ezitați să faceți un joc al detectivului, pentru că acum avem toate canalele de social media la dispoziție, ceea ce înseamnă că puteți să explorați și să faceți niște săpături înainte de a vedea exact cine e omul din fața voastră. Acest lucru nu era posibil acum câțiva ani. Puteți să aflați enorm de multe lucruri doar la câteva clicuri distanță. Alegeți-vă oamenii care sunt de cursă lungă și pe care puteți construi un timp îndelungat și cu care, la un moment dat, de ce nu? Pentru că suntem latini, așa, de felul nostru. Nu trebuie să ne asemănăm, nu știu, cu nemții sau cu britanici în toate aspectele. Oameni cu care puteți construi și social ceva la un moment dat, cu care puteți să împărtășiți, la un moment dat, și valori sau hobby-uri comune. Asta, în cultura noastră, vă va ajuta să construiți o echipă solidă. Așadar, sinceritate, transparență în încercarea de a-i găsi lângă voi nu pe aceia care vânează poate mulți bani sau o carieră strălucită, ci aceia care vă împărtășesc pasiunile.